Păi nu, dacă nu ești în cunoaștere cu o persoană, tu erai conștientă că el are sentimente față de tine Da, știam și lucrurile el astea în și momentul el de față era cu siguranță conștient. suferă, chiar dacă nu spune. Dar eu știu că suferă. Și Păi bun, și am ești vorbit mândră cu de el chestia lucrurile asta? astea. Nu, nu sunt mândră, pentru că dacă eram mândră de lucrurile astea, crede-mă că nu mai vorbeam cu el în continuare. Până la urmă, e fratele meu și știu cât de Da, sensibil înțeleg, e și știu pentru cât că... de greu se atașează de o fată și tu chiar i-ai picat cu tronc. Și mă așteptam la altceva din partea ta, având în vedere că ai 26 de ani, mă așteptam să tratezi altfel situația. Apropo de asta, i-ai dat lui Cristian vreun sfat cu privire la acest lucru, la relația cu Mariana? Eu i-am spus să nu se grăbească pentru că simt că Mariana nu vrea să aibă o relație cu el. Însă atunci când vorbea despre Mariana, era de fiecare dată emoționat și dacă eu încercam să zic ceva de rău, imediat îmi închidea gura și pot să zic că e foarte îndrăgostit de ea și nu știu, chiar sunt tristă acum. Are un pic Cristian din destinul tău în competiție în ceea ce privește iubirea? Semănați din punctul acesta de vedere? Acum, văzând, da. Ești emoționată, plângi. Ce s-a întâmplat? Ți-ai amintit de vreo situație anume? Bianca, puterea dragostei întotdeauna are un impact super mare asupra ta. Ce s-a întâmplat? Ți-ai amintit de toată suferința ta de aici din casă? Nu, mai mult de el. De Lilian? Încă ești afectată de tot ce a fost. Nu are legătură cu mine. Pur și simplu la el. Îmi cer scuze, dar nu mă pot controla. Nu trebuie să te controlezi. Nu trebuie să ceri scuze. Lacrimile sunt firești. Nu trebuie să ne cerem scuze, mai ales când este vorba de frate, de ceea ce simțim, de amintiri, de toate lucrurile acestea. Nu trebuie să-ți fie rușine. Să știi că și Mariana plânge acum. Am văzut. Sunt tristă pentru el, pentru că știu cât de mult îi dorește o familie și e foarte greu acolo, pentru că nu știi nimeni ce își dorește cu adevărat și când chiar îți faci speranțe, atunci e cel mai dureros. Și nu știu, mi-aș fi dorit ca Mariana să gestioneze altfel situația, să îl menajeze fiind copil, pentru că chiar e copil. Chiar dacă are 23 de ani, este copil și îmi doream din suflet să fie o fată mai matură, să aibă grijă de el, pentru că eu stând cu el acum am văzut că el chiar este copil și mi este frică să-l las singur, să stea singur, parcă când era în anturajul respectiv, când erau ei foștii colegi, cu violență, cu limbajul acela, am fost dezamăgită de el pentru că el nu era așa. El nu jignea, nu era violent, nu... Am văzut o altă latură de-a lui și mi-aș fi dorit atunci să vin acasă, dar l-am împins mult de la spate și mi-aș fi dorit o fată pentru el să-l împingă de la spate. Te-ai gândit vreodată să vorbești cu Mariana? Să-i scrii? Am vorbit, i-am scris, pentru că foarte multă lume mi-a spus că de ce nu las pe Cris să fie cu Mariana, pentru că eu eram oarecum împotriva ei, dar eu am știut că ea nu o să fie cu el, că nu o să vrea să fie cu el și i-am tot spus, Cris, nu o să vrea să fie cu tine, o să vezi. Și când am văzut că se îndrăgostește de ea, chiar mi s-a rupt sufletul. Dar când am văzut că ea vorbește cu el, că îi dădea speranțe, m-am gândit că chiar o să fie ceva și mă așteptam că atunci când o să reîntoarcă în casă, chiar le-am văzut dansul, am văzut că Mariana nu era atât de fericită când a venit. El era foarte încântat, foarte fericit și
Mă așteptam la o altă reacție și din partea ei. Mariana, da. Văzându-i lacrimile Biancăi, văzând lacrimile lui Cristian, crezi că poți să fii sinceră și să-i spui cu adevărat ce simți pentru ei? Sau dacă mai are sau nu vreo șansă, vreo speranță? Doamna Cristina, eu am vorbit cu Cristi și el știe mai bine. Eu, în momentul de față, nu am aceleași sentimente care le are el pentru mine și nu... Nu am zis niciodată că nu-mi place de el. Dar nu știu, nu am aceleași sentimente ca și el. Uite, o să te mai întreb o dată. Nu mi-aș dori să îl fac să sufere. Între Cristi și Rareș, cine ar avea mai multe șanse la inima ta? În momentul de față, persoana care mi-a arătat că, într-adevăr, mă dorește și mă apreciază a fost Cristi. Sinceră să fiu, pe mine mă impresionează pentru că văd că suferi pentru suferința fratelui tău. Simt că trăiești cumva prin el și te afectează tot ceea ce el trăiește aici, în competiție. Mai ales că se întâmplă aici, unde și tu ai avut multe lacrimi, momente frumoase, e adevărat, pentru că, na, e firesc să avem și momente frumoase și momente mai puțin frumoase. Dar crezi că această competiție îi va aduce lui Cristian mai multă putere, poate mai mult bine decât suferință și lacrimi? Chiar dacă el acum va suferi, va plânge, va trece prin momente foarte grele, când va ieși de acolo va fi alt om. Oricum l-am simțit extrem de schimbat, chiar după 3 luni de competiție. Și, într-adevăr, emisiunea Puterea Dragostei schimbă oamenii, dar în bine. Pe toate persoanele care au fost la emisiune s-au schimbat în bine. Și, într-adevăr, trăiesc cu toate sentimentele lui. Chiar că am văzut un episod în care era jignit, se aruncau cu scaune după el, m-am enervat extrem de tare, nu am mai putut să mă uit la televizor, am închis televizorul. Și l-am sunat pe cameră, erau băieții acolo și m-am luat de toți băieții și le-am spus să nu se mai arde el. Și el zice, lasă că sunt prietenii mei, lasă că sunt prietenii mei. Și a spus, nu, ăla nu, niciun de acolo nu ți-este prieten. Acei băieți mai sunt în casă? Cred că doar George. Și încă la George nu știu sigur. Dar despre George ce părere ai? Crezi George... sincer cu Cristian? Nu are de ce să supere. Deci eu nu am vorbit cu Cristian absolut deloc despre George, eu vorbesc despre George din ce îl cunosc eu. Așa. Din ce am văzut așa, Mădălina îl place foarte mult, însă el se gândește la altceva, nu la altcineva, la altceva. Și nu l-am văzut îndrăgostit. La ce se gândește mai exact? Din punctul tău de vedere. Cred că doar la competiție. Eu mă gândesc la competiție, Bianca? Așa cred eu. Din, fii atentă ce spun. Doar 2 cuvinte spun. Din respect pentru Cristian, m-a abținut la orice... Dar nu trebuie să fie cam nu, nu, spun eu. Din respect pentru Cristian, m-a abținut de la orice comentariu la adresa ta. Și cu asta am terminat. Cu asta am terminat orice dialog cu tine. Nu, cu asta am terminat orice dialog cu tine. George. Cristi. Stai puțin. Alo, Cristi. Atanca, uite. Am zis. Uite, spune altfel ca să nu se simtă nici el ofensat. Așa se vede de la televizor. Ai înțeles? Cristian, tu dacă spui că așa se vede de la televizor. Probabil, George, probabil. Crede-mă că sunt. Lasă-mă să spun. Omul cel mai în măsură din emisiunea asta și probabil care a văzut cel mai multe lucruri. Ascultă la mine. Nu e nimeni în măsură să-mi zică mie că sunt competițional. Mi-ai ales tu și sora ta, George. Și de la tine, lasă-mă să vorbesc. Mai ai n-am zis să că vorbesc? Tu ești competițional, George. Ai pus să vorbesc George. Sau nu? Lasă-mă o secundă. Ai pus să vorbesc sau uite, nu? Lasă-mă o secundă după care vorbești. Mă, George, dar tu... Eu voiam să-ți iau apărarea și să spun... Dreptate. Eu voiam să-ți iau apărarea și să spun că toată lumea de acasă ar trebui să înțeleagă un lucru. Eu sunt colegul tău de cameră, eu știu foarte bine ce simți tu pentru Mădălina și vreau să înțeleagă... Da, n-am vorbit despre asta. Nu, spun eu acum, să înțeleagă toată lumea. George este foarte, foarte îndrăgostit de Mădălina. Nu se pune problema, nicio secundă. Păi haideți să vă dau eu un exemplu. Când erați în casă voi doi, vă spun că nu am vorbit cu Cristi, eu am mai văzut la emisiune. Erai tu cu Mădălina. Și efectiv, tu erai ocupat de ce făcea Andreea, că voiai să-i dai pedeapsă și erai cu Mădălina pe fotoliu. Și Mădălina ți-a spus, dar ce treabă ai tu cu ea? Stai să fim noi doi aici.
Nu, că tu erai cu mintea în altă parte. Și din start, mintea de înțeles că tu nu erai concentrat pe Mădălina. Având în vedere că voi acolo nu puteți să vă întâlniți în afară. Deci voi trebuie să vă... Când s-a întâmplat asta? Nu știu, m-am uitat săptămâna trecută, cred. Sau cu două săptămâni. Mădălina știe, sigur. Săptămâna trecută, Andreea... Știe Mădălina, sau acum două săptămâni. Nu mai știu, era, oricum era și Andreea în casă. Acum vreo două, trei săptămâni. Este dreptul tău să spui ce vrei. Și să revin cu competițional. Vin să spun că eu nu sunt deloc aici competițional, unul la mână. Iar în momentul când am venit, în momentul când am venit, să de Andreea, în loc să te intereseze de Mădălina. O să vorbesc? Erați pe canapea. De ce nu te bucuri de momentele alea pe care le ai acolo, că tu nu poți să te întâlnești afară. Da, te rog frumos să urmărești mai bine emisiunea, să vezi, să vezi cum sunt eu cu Mădălina, dacă mă bucur de momente sau nu. Te rog frumos să urmărești. Dar pe mine nu mă interesează momentele alea pe care le faci special. Ok, în momentul când vii și mă acuzi, mă interesează momentele alea scurte în care te-ai dat de gol, că de fapt e totul competițional. Spui când termin tu ca să vorbești eu. În momentul când îmi spui și mă acuzi tu pe mine că eu sunt din punct de vedere competițional în această emisiune. George, nu mai la personal. Nu. Ai luat-o personal, George. A zis așa, am văzut și eu lucrurile. Mine. Vin și îl trag de urechi pe Cristian. Îl trag de urechi pe Cristian. Dar ce treabă ai? Dar ai tu treabă, George. Atâta timp cât Cristian știe foarte bine cine sunt. Și ce treabă are Cristian? Cristian a fost plecat acasă. S-a reîntors în această emisiune, iar sora lui vine și mă acuză pe mine că sunt competițional aici. George, dar nu te-a bazat. Da, de data asta am luat-o personal. George, te rog frumos să nu mai iei atât de personal. Am luat-o. Te rog frumos. A fost o părere, o opinie. Dar uite, poți să-mi dau, măi, eu am vorbit despre tine, pentru că m-am uitat la emisiune și am văzut faza cu tine. Poți să vorbești și despre alți concurenți, nu este nicio problemă pentru mine. Despre cine ți-ai dori să vorbești? Ți se pare un cuplu real aici în casă? Vreunul dintre cupluri? Mie mi-a plăcut ca și cuplu Andrada cu Alexandru. Uh-huh. Au despărțit. Mi-au plăcut, am surprins câteva momente și chiar erau în lumea lor, n-aveau nicio treabă. Exact același lucru l-am făcut și eu. Și cel puțin din partea ei am simțit că îl ține mult la el. Da, ei chiar au plâns astăzi, înainte să intri tu în Skype. Nici nu știm ce s-a întâmplat, dar vom afla. Poate ne vor spune ei. Alexandru, îmi spui, te rog, ce s-a întâmplat? Sau uite, spune-i Bianca, că tot v-a lăudat. Domnișoara Cristina, bună, da. Bianca. Mersi pentru cuvintele frumoase, dar cred că nu e momentul să vorbesc acum despre ce s-a întâmplat între mine și Andrada. E un moment foarte delicat pentru noi. Nu mă simt în stare, nu că nu vreau să-ți dau explicații ție sau băieților sau colegilor noștri, pur și simplu e un moment foarte greu pentru noi, chiar dacă lumea de acasă și anumite persoane din această casă o să fie foarte bucuroase de decizia pe care am luat-o eu cu Andrada. Doamna Cristina, am pus să-i spun. Te v-ați despărțit? Ia stați că mă speriați, Alexandru. Da. Acum în camera roșie s-a întâmplat, ați luat o decizie înainte să vin eu? Da. Ce decizie? Este definitiv sau v-ați supărat doar? Nu pot să vorbesc, dacă poate Andrada. Andrada. Dar nu e aici. Nu știu cum e milă de el, pe cuvântul meu. Îți place Alexandru ca și concurent, Bianca? Eu l-am cunoscut pe Alexandru, a venit atunci cu Cristi, au venit la aeroport la mine. Dar... uite că un chip atât de dur ca lui, totuși atât de sensibil. Da. Chiar mă emoționează și eu nu mă emoționez prea des. Andrada, ce s-a întâmplat? Ce decizie ați luat? Mai bine așa momentan. Mai bine cum? Despărțiți. De ce v-ați despărțit? Nu ne mai înțelegeam. De la ce, Andrada? De la ce v-ați certat? De la ce? Multe, Bianca. Cineva în casa băieților spune, a, cred că este altceva. Ce este? Ce s-a întâmplat? Cine spune? Cineva din casa băieților. Hai, spune cu voce tare. Cine spune că s-a întâmplat altceva? Eu am zis, dar doar mi se pare după cum are ea fața, știi? Că n-ar fi motivul ăsta că nu se înțelege, nu? Cum aș băga în relația, nu m-aș băga în relația lor, dar așa pare după față că ar fi altceva. Nu vreau să mă bag în relația lor. El este Mario. Se păreau că sunt foarte, foarte frumoși și împreună se înțelegeau foarte, foarte bine. Sincer. Bună. Da, e un concurent nou.
Bună. Bianca, eu știu că tu l-ai sfătuit pe Cristian acasă diferite lucruri, dar aș vrea aici, în fața întregii țări, să-i transmiști ceva fratelui tău, așa, din toată inima ta. E greu pentru că sunt foarte multe lucruri de spus, dar trebuie să mă rezum întâi de ce s-a dus acolo. S-a dus să-și găsească pe cineva și dacă, deși nu-i corect ceea ce fac, însă îl sfătuiesc ceea ce aș fi făcut și eu, să lupte pentru Mariana, pentru că văd că Mariana ține cont de treaba asta și apreciază că tu chiar lupți pentru ea și cred că de asta are și speranță el. Și mai devreme ei mi-a dat încă o speranță, Mariana, cu siguranță, și cred că știi. Eu îl sfătuiesc să lupte cât de mult poate pentru ea și sper să vină împreună acasă. Hai că și eu am cu cine să... Da, Doamne ajută! Ce comentezi, Marinescu? Nu, am auzit ce a zis Bianca și am zis, hai că și eu am cu cine să vină acasă, nu-i problemă. Ce, e supărat că... Marinescu, dar ce s-a întâmplat cu Andreea? Că eu n-am înțeles. M-am întâlnit cu ea acum o săptămână și era cu Seba. Nici, sincer... Păi acum eu n-am înțeles. Acum văd că e cu Aian, eu nu știu. Văd postări pe Instagram. Dar te-a părăsit ea pe tine sau tu pe ea? Poftim? Mă faci să râd acum. Ea te-a părăsit pe tine sau tu pe ea? Ea m-a lăsat pe mine în casă, aici, singur. Nu vezi, sunt singuratic, locul singuratic în continuare, da. Bianca. Nu vine nicio fată pentru mine, încerc și eu ceva cu aia. Aia nu mă bagă în seamă că fac striptease cu altă femeie în camera roșie. Ce vrei să mai fac? Nu știu. Da, eu scurioasă tare, dar fără să se supere pe fată, deci nu-i cu răutate ce întreb acum. Ia. O rămas vreo fată cu gândul la Jador sau Bogdan? Aia. Tocmai aia. Hai să râzi, dar una dintre fete este chiar aia. Discuta astăzi despre Bogdan. Dar le-a trecut până la urmă că Marinescu se ocupa aici cu striptease-ul. Le-a făcut striptease și s-au calmat fetele. Da, dar George nu este calm. A ieșit și a trântit ușa. A fost deranjat de ce ai afirmat tu. Da, George e mult prea, se crede mult prea important. Și... ce? Care e problema? A revenit. Eu nu înțeleg cine a deranjat. Având în vedere că eu n-am vorbit cu Cristi despre George, absolut deloc. De Mariana recunosc, am vorbit de Mădălina, am vorbit, cred că de Marinescu, mi-a zis că s-a certat cu el. Dar de George n-am vorbit nimic, n-am ce treabă. Oricum, oricum mie îmi place George... că îi dați în conexiune, că cu ocazia asta deschis și eu ochii. E ok pentru mine. Vis-a-vis de anumite persoane deschis și eu ochii, chiar îmi place. N-are nicio treabă Cristi, nu mai băga pe Cristi. Ce și treabă are Cristi, George, pe bune acum, George? Așa sunt eu. Și să crezi că, să spun sincer, nu mă cred important. Nu sunt important. Da, deci chiar dacă tu te ceri cu el, eu chiar mă bucur. Bine George, că mi-a ieșit. Dacă mă cer cu el, păi știu că te bucur dacă m-a certat cu el, dar uite că... Păi mă bucur, că mie nu-mi plac oamenii prefăcuți. Eu sunt prefăcut? Înțelegi? Eu sunt prefăcut? Da. Da? Ok. Eu sunt foarte curioasă. Înainte să plece el din casă, tu ce îi spuneai? La ce te referi? Cristi e o persoană foarte influențabilă. Chiar dacă o spun acum de față cu toată, nu este foarte asta influențabilă. Asta ar putea să spun, auzi? Cu asta siguranță i-ai suflat-o pe la ureche să plece acasă, pentru că el nu ar fi plecat dacă eu eram acolo lângă el să-i spun Cristi, nu pleca, sau dacă era un prieten adevărat, îi spunea. Întreabă pe Cristian, te rog frumos. Aici greșești. Deci, în momentul Bianca, când a spus că pleacă acasă, ce am spus eu lui? Întreabă pe Cristian. Bianca, permite-mi okay. Să intervin. Hai să zic un lucru despre George. Și George, dacă tu te-ai supărat pe mine că sora mea are o părere despre tine, sincer, cred că e mai bine așa. Să nu mai vorbim deloc. Da. Dacă tu ai tras concluzia asta, dacă Bianca tocmai vine și spune, omule, eu n-am vorbit cu Cristi despre tine, este o părere sinceră, ce a văzut ea la televizor, probabil, una, două momente. Păi eu știu cu câte sunt și eu curios ce t-am spus. Sunt și eu curios ce t-am spus înainte să te descalifici. Nimeni nu putea să mă convingă pe mine să nu plec atunci acasă. Absolut nimeni. Bianca, nu sunt influențabil. Bianca. Săptămâni la rând ai vrut să pleci și nu ai plecat. Știi de ce? Ce te-a făcut să pleci?
Că ți-am spus eu, Cristian, când ai vrut să pleci, când tu mi-ai spus... Nu, George mi-a zis să rămân, recunosc, mi-a zis, bă, nu te grăbi, nu fi prost, nu te grăbi, stai. Le-am zis că o să plec, toți au încercat să mă convingă și în momentul... Am zis că niciodată nu o să te încurajez, pentru decizia pe care ai luat-o? Când am... Da, dar nu se pune problema, George, eu n-am contestat niciodată prietenia ta, niciodată. Și tu dacă tragi niște concluzii, fiindcă sora mea și-a făcut o părere despre tine, din câteva mici momente de la televizor, nu știu, ori ești foarte supărat că ești pus într-o lumină proastă, ori nu știu. Eu nu sunt supărat, am fost pus într-o lumină proastă în această emisiune. Nu, ai fost pus, când vine cineva și dă o părere, automat poți să zici că... Ești pus într-o lumină proastă. Chiar dacă sunt pus într-o lumină proastă, nu mă deranjează, pentru că nu sunt de competiție așa cum se vede. Ai luat-o personal, George, te deranjează. Nu mă deranjează. Ai luat-o personal și bine. Nu mă așteptam de la sora ta să spun asta, de asta spun. Fiind tu în cadru, înțelegi? La asta mă deranjează. Dacă venea o altă persoană, dacă venea, cum să spun eu, să dau un exemplu, da, fratele lui Rareș, tata lui Rareș și venea și spunea părerea asta despre mine, nu m-ar fi deranjat absolut deloc. Dar voi trebuie să înțelegeți că dacă nu am același punct de vedere ca și el. Acest subiect mă deranjează, sincer să spun. Chiar mă deranjează să fiu în acest subiect. El era prieten cu Mădălina, eu am spus că este fake. El tot era prieten cu ea, n-are nicio treabă. Da, e părerea mea, dacă o acces bine. Ok, este fake. Încă un lucru vreau să-ți mai spun, Bianca. Nu sunt o persoană ușor influențabilă. Probabil sunt un om care dă foarte multe ocazii oamenilor și le dă șansa și îmi pun încrederea, le ofer încrederea și respectul meu, dar multe persoane nu îmi răsplătesc lucrurile astea. Să fii influențabil și cu totul și totul altceva. Dacă vreau eu să cred că omul ăla este bun și dau eu șansa asta și încerc să mă convinc că omul ăla este bun, nu înseamnă că sunt influențabil. Ești influențabil atunci când vine cineva și încearcă să-mi bage niște idei în cap și eu le iau. Nu, vreau eu să văd lumea frumos și roz. Știu că nu e așa de multe ori, dar așa vreau eu să o văd. Tu vrei să spui că el se comportă cu mine cum se comporta cu Mona? Mai, tu, Doamne, bă, voi, eu ce limbă vorbesc? Japoneza, că eu nu te înțeleg niciodată când vorbești. Codruț, ești prea bun pentru ea, crede-mă. Băiatul ne scapă. Cristina, îmi place de el, recunosc, ce să fac, asta e! Între Mario și Marinescu fizic, care te atrage mai mult? Marinescu! Mariana, vrei să fii iubita mea? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.